Ei, ce faceți? În dimineața asta, deși sunt un pic răgușită și obosită, am decis să-mi fac puțin timp și pentru poezie și pentru continuarea călătoriei prin lumea lui Ștefan. Mai avem puțin înainte de a o termina. Și continuăm cu poezia lui din volumul Îndrăgostește-mă de tine, al vieții sens. De atâta timp eu tot încerc să dau vieții mele un sens. Trei sferturi din timp petrec a-l descoperi prin vers. Înot contra curentului mereu, ăsta am fost, ăsta rămân eu, de unii iubit, de alții prea hulit, doar când scriu mai pot fi fericit. Mă agăț de un vers cu disperare, ca un naufragiat de un colac de salvare, dar jur, voi lupta până la epuizare, hidrim vieții mele ai da uitare. Am fost un timp aproape mort, respirația nu puteam să suport, livid, nedormit nopți întregi, cu mine nu puteai să te înțelegi. Mă iartă tu, cititorul meu, dacă mai greșesc o rimă, deși mă străduiesc din greu de greșesc să nu o vezi crimă. De astăzi gata, dau vieții un sens, tu, cititorule, mă ajuți în acest demers, lecturând zi de zi al meu vers, parcă simt din nou că trăiesc intens.